Bună dimineața! Aș vrea să vă spun, înainte de a relua devoționalul din această săptămână, că este un risc să faci un devoțional bazat pe cuvintele lui Isus, nefiltrate prin anvoane și prin cărți teologie. Și în ce constă riscul? Vedeți, atunci când se ține un devoțional de dimineață, ne așteptăm că acest devoțional să ne ne ia privirea de la pământul acesta, de la viața aceasta, să ne despre spre viața viitoare. Așa că așteptăm ca devoționalul să ne încurajeze să nu îmbrățișăm cu 100% interes și pasiune viața aceasta. Ci oarecum să avem o rezervă, o detașare și să îmbrățișăm viața viitoare. E bine, aș vrea să vă spun că dacă luăm cuvintele lui Isus așa cum sunt, nu le filtrăm prin teologii și prin predicile pe care le-am ascultat sau prin clișe verbal conceptuale care circulă în biserici. Iisus ne îndeamnă să îmbrățișăm cu pasiune și cu interes 100% viața aceasta. Să o îmbrățișăm cu bucurile și cu tragediile ei. Și mai mult ne face capabil să o îmbrățișăm. Și conceptul de împărăția lui Dumnezeu implică faptul că viața aceasta nu este dată la o parte în așteptarea unei alte vieți, ci viața aceasta este cuprinsă în Lui Dumnezeu, este mântuită, asta înseamnă Dumnezeu mântuirea. Și nici această putere a lui Isus de a ne face, de, de a răscumpăra viața, de ne face să o îmbrățișăm, să o trăim, să ne bucurăm de ea, fără rezerve, aici, acum, nu este mai pregnantă decât în fericire. În, Predicare pe munte. Și în această dimineață, în această săptămână, aș vrea să ne ocupăm de fericiri, ca subiect al devoțional de dimineață. Și nu o să aleg fericirile din Matei 5 așa cum sunt de obicei obișnuiți, ci cele din Luca 6. Și de ce le aleg pe Luca? Pentru că limbajul lui Luca este diferit în, în câteva nuanțe de Matei. Și ceea ce caracterizează limbajul lui Luca este că accentuează tocmai această idee că Isus a venit să ne dea viața aici, acum. Așa că dimineața, înainte de a pleca la lucru, aș vrea ca devoționalul nostru să ne facă să plecăm la lucru zilei, la, la tragediile zilei, dacă vezi, la problemele zilei, cu pasiune, cu entuziasm, cu, cu dragoste de viață. Pentru că viața aceasta a fost deja răscumpărată și suntem în Împărăția Lui Dumnezeu. O să încep cu prima fericire. Ferice de voi care sunteți săraci pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Uh, uh, Matei spune săraci cu Duhul, uh, Luca spune săraci. Săraci e mai general decât săraci cu Duhul. În lipsă, cerșetori, incapabili să satisfacești nevoile voastre. Ferice de voi pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Vreau să dau două definiții ale lui Dumnezeu. O nouă, le-am de Canterbury, și nu mi-o amintesc exact, o parafrazez, spune Dumnezeu este excelența absolută, ceva în genul acesta. Adică vrea să spună că oricât de mult am, ar întruchipa un om sau și-ar imagina un om perfecțiunea, binele, frumosul, adevărul, Dumnezeu este dincolo chiar și de această imaginație. Dumnezeu este mai bine decât mai binele nostru, este mai binele absolut. Cea de-a doua definiție este a lui Toma Gwinnal și spune că Dumnezeu este posibilitatea infinită. Și, cu alte cuvinte, Dumnezeu este ca un orizont. Un orizont care întotdeauna are un alt orizont în spatele lui. Ce înseamnă aceasta și ce relevanță are pentru noi vis-a-vis -vis de prima fericire? Vreau să vă imaginați că sunteți un iudeu sau că un iudeu și copilul său stau pe malul mării și privesc la Sfințitul Soarelui câva prin secolul 1 după Hristos. Și copilul întreabă pe tatăl, tată, ce este dincolo de mare? Și tatăl răspunde, păi uite, dacă mergi pe mare, sunt locuri frumoase, este Grecia, este Italia și dacă mergi mai departe, ce este? Mai departe este cerul, spune tatăl. Și de acolo unde apune soarele, acum se deschid porțile cerului și se vede așa puțin lumina din cer și din cauza asta e atât de frumos a Sfințitul. Noi vom spune că vederea acestui iudeu în secolul nu era limitată. Ei credeau că pământul este plat și că cumva acolo unde strână oceanul este cerul, fiindcă cerul coboară până la ocean. Dar de fapt, ceea ce, de la baza acestei idei, era faptul că dincolo de limitele noastre, în spatele orizontului, este Dumnezeu. Acum o să ne închipim că suntem în secolul 21 și stăm pe malul oceanului și ne uităm spre vest și vedem cum apune soarele și ne gândim, acolo este Polinezia, acolo este China, acolo este Japonia, acolo sunt Filipinele și lăsăm imaginea să se ducă dincolo de ocean și vedem toată lumea. Și apoi privim mai departe, soarele a pus, au răsărit și privim spre cer și spunem, acolo este Universul. Luna e la 3,5 secunde lumină, cea mai apropiată stea este la 4,5 ani lumină, centrul galaxiei este la 32.000 de, de ani lumină, diametrul galaxiei este de 130.000 de, de ani lumină, cea mai apropiată galaxie nebuloasă de Andromeda este la 1,8 milioane de ani lumină, marginea Universului vizibil, marginea ceea ce numim noi Univers, marginea Universului nostru, este la 13 miliarde, 13,8 miliarde de ani lumină. Și privim dincolo. Și ce este dincolo? Și iarăși dăm același răspuns, dincolo este Dumnezeu. Și ceea ce vreau să spun este că uh, putem merge la infinit. Acum deja uh, mulți se imaginează că universul nostru este un punct într-un într multivers în care fiecare univers este un punct luminos, așa cum fiecare lume în galaxia noastră este un punct luminos și cum fiecare galaxie la distanță este un punct luminos. Uh, universul este un punct luminos într-un multivers și mergem așa la infinit și întotdeauna în spate există Dumnezeu. Acum aș vrea să mergem să vă dau un alt, un alt exemplu. Uh, am petrecut un sabat la uh, Grand Canyon și am coborât uh, în acel sabat am coborât până la râu, până la Colorado River și am suit înapoi și drumul uh, e fascinant pentru că treci printr-un strat de calcar unde sunt uh, uh, ființe marine au căzut pe fundul oceanului și au devenit calcar de-a lungul timpului și imaginați-vă câte ființe marine și cât timp a trecut ca acest calcar să se acumuleze și cum de ajuns calcarul sus, după aceea urmează un, un, un strat care se format din nisip întărit, acolo a fost deșert, urmează alt fund de ocean și alt deșert și uh, sunt animale fosilizate care toate sunt deja numai piatră, deci toată materia organică a fost înlocuită de săruri minerale, în noroi și noroi a devenit piatră și animale fosilizate a devenit și el piatră. Și te gândești la tot acest proces și cât timp a, a trebuit să treacă. Și sâmbătă seara eram deja sus pe marginea Marului Canion și mă uitam în prăpastia cea imensă. Și mi-aduc și acum aminte cum a sfințea soarele și un vultur zbura pe deasupra prăpastiei și vulturul croncănea și ecoul reverbera prin toate acele uh, canioane care se varsă în marle Canion. Și niciodată am avut simțământul că privesc într-o prăpastie de timp. Și întrebarea mea a fost și ce a fost dincolo de această prăpastie de timp? Și răspunsul este Dumnezeu. Și am privit în sus și uh, când am văzut stele, mi-am dus aminte versul lui Eminescu la steaua care a răsărit -o, o cale atât de lungă că mii de ani a trebuit lumii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins lucind în depărtarea bastre, dar raza ei avea acum lucii vederii noastre. Și privind în sus, stelele, lumina lor vine de la milioane, de la miliarde de, ani și dintr-o dată ai simțământul acesta al unei prăpăstii de timp și dincolo de acest orizont de timp infinit este Dumnezeu. Și să discutam odată cu un ateu și a doua mi-a dus două argumente. Primul argument este regresia la infinit. Spune, când vorbește despre Dumnezeu, la început Dumnezeu, dar la, înainte Dumnezeu ce a fost? Și tot așa merge într-o regresie la infinit. Și am spus, pentru mine, tocmai această regresă la infinit este Dumnezeu. Și după aceea, zice, mai există un alt aspect. Tu crezi în Dumnezeul Bibliei și nu crezi într-o mie de alți Dumnezei. Deci ești de o mie de ori ateu și o singură dată crezi în Dumnezeu și am spus, nu. Vreau să spun altceva. Dumnezeu este infinit. Dumnezeu este dincolo de orizontul nostru. Din cauza asta noi ne imaginăm pe Dumnezeu antropomorfic. Dar imaginea asta antropomorfică, cunosc foarte mulți creștini care au o imagine foarte limitată despre Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare, e dincolo de aceste imagine a lor antropomorfică. Deci, aș vrea să spun, mă dor la Toma dacă vino Dumnezeu este infinita posibilitate, este infinitul orizont. Și este imposibil să ne iau un simțământ religios privind la orizontele infinite ale, ale Universului. E bine, ce înseamnă să vină în lui Dumnezeu? Două lucruri. Mai întâi, suntem pe malul Mării Galilei, secolul 1 după Hristos. Un galilean, un dulgher, un meseriaș dintr-un oraș din Galilea, se află în fața mulțimii care aveau problemele noastre. Unul este divorțat, altul este broc, falimentar, altul are o boală incurabilă, altul este handicapat mă rog, ce mai mulți nu au educație, nu cunosc carte, ce mai mulți sunt săraci, nu au bani, mulți dintre ei sunt flămânzi, probleme nerezolvate. Și aceste mulțimi, Iisus îi spune, ferice de voi, împărăția celor este a voastră, împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ce înseamnă aceasta? Însemnează cel mai mare și copleșitor adevăr din istoria Universului că acest Dumnezeu infinit, care așa cum am spus și repet ce am spus, mult îl limitează, îl antropomorfizează. Dumnezeu este mult mai mare, mai adânc, uh, timpul e mai vechi, universul e mai mare decât ne închipim noi și Dumnezeu e dincolo de timp, dincolo de univers. Acest Dumnezeu infinit uh, și infinitul e infinit, este cuprins într-un om care stă pe iarbă, pe malul unui lac și spune, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de fapt împăratul împărăției lui Dumnezeu. Eu sunt al vostru. Am venit aici la voi. Ce însemnează asta pentru noi? Însemnează pur și simplu că un orizontul vieții este infinit. Și uh, un orizont infinit este o invitație infinită de a gusta, de a experimenta, de a te aventura, de a te bucura. Din cauza aceasta Iisus a venit să ne redea bucuria vieții. Vedeți că uh, Iisus uh, le-a spus, uh, le spus farisilor că sunt constructori de morminte, că zidesc mormintele prorocilor. Și ceea ce a spus el îmi amintește de un poet uh, cretan, Pamenides, care în Odăluzeu spune Ți-a auzit un mormânt, cretanii, pânte și fiare, mincinoși, dar tu ești viu, că în tine avem viața, mișcarea și ființa. Cred că mă sună familiar. Pavel citează de două ori acest poem. Odată citează chiar pe Coline Lumarte, discutând cu filozofii greci. E bine, și teologii iudei l-au băgat pe Dumnezeu într-un mormânt și au băgat viața într-un mormânt. Și creștinii l-au băgat pe Dumnezeu într-un mormânt și au încercat să bage viața într-un mormânt. Și sus dărâmă pereții acestui mormânt, dărâmă cavourile pe care le numim biserici, dărâmă teologia care încearcă să-L mortifice pe Dumnezeu, să mortifice viața noastră și ne invite la o viață cu un orizont infinit. O viață pe care să ne bucurăm să o gustăm în momentul când viața aceasta, limitată, chinuită, este parte din împărăția lui Dumnezeu. Pereții mormântului, pereții cavoului cad și noi ă, suntem într-un orizont infinit. Vreau să dau un exemplu ca să Sugerez în ce consta această trăire. Uh, primii mei ani de activitate am avut în Râmnicul Srat și cu avea o turnătorie care lua tot tabă, și din cauza asta nu curgea apa în case. Comuniștii au făcut acolo o turnătorie. Pe deasupra, nu știu dacă a fost din cauza mea, dar cât am fost eu acolo, a fost secetă. Așa că era un loc destul de uscat, și orășel mic, dominat de o mafie, cu ochiuri simple, uh, dar odată pe an uh, plecam în concediu. Și când plecam în concediu, îmi iubeam orașul și iubeam oamenii, dar aveam și nevoie de un concediu. Plecam la mare de obicei. Și țin minte când plecam din Râmnicu Sărat, treceam pe la Țăndărei, treceam Dunărea, intram în Dobrogea și când la Ovidiu dintr-o dată, vedeam Ghiolu, lacul Siu Ghiol Albastru, vedeam dincolo Marea Albastră, vedeam blocul din Mamaia și dintr-o dată parcă, parcă te simțeai altfel. Uh, Toată, toată buna dispoziție ne în Sufletul meu. Ei bine, în momentul când Isus a venit, de fapt, asta a vrut să vadă, dintr-o dată să fie schimbat orizontul nostru. Suntem un ocean infinit de viață, de bucurie, de pasiune, de dragoste, pe care Dumnezeu îl deschide înaintea noastră. Un orizont care este chiar Dumnezeu. Și această viață este o invitație, o posibilitate infinită în spațiu și o infinită posibilitate în timp. Nu te mai îngrijești la limitele tale, nu te mai îngrijești la moarte. de te-ai afla, oricât de sărac, oricât de nenorocit, oricât de vinovat, este un punct de plecare într-o călătorie către un orizont albastru, infinit, te așteaptă frumusețe, te așteaptă bucurie. Și ziua aceasta, pe care o începem astăzi, este o zi dintr-o viață nouă, care este o infinită posibilitate care se pierde într-un orizont albastru, infinit, o viață care nu se va sfârși niciodată, care nu recunoaște nicio limită. Și uh, aici este, este bucuria de a fi în împărăția lui Dumnezeu. Știți, uneori uh, fie acestui viață mai înțelepți decât uh, fiul lui Dumnezeu. mi a tot aminte de un uh, hit din anii 90, de la început, numit No Limit, care era, era foarte popular fiindcă sugera ideea unei vieți fără limite. Și când vorbim de teologie, noi spunem uh, sunt limite, limitează, limitează, limitează. Nu. Iisus ne spune a venit să lărâm toate limitele. Nu este nicio limită în cer, nu este nicio limită pe pământ, este un orizont infinit care ne invită să îmbrățișăm viața nouă în Iisus. Vom continua mâine dimineață. La revedere!